Împotriva vântului care ne-a vrut să ne țină în casă, am vrut să dovedim că plăcerea este din partea noastră, să tragem un semnal de alarmă pentru salvarea pământului și să fim cu Focșanul nostru în rândul orașelor civilizate din lume. Suntem alături de Gabi Micu, succesor al Bogoserei. Cum este în această seară, Gabi? Bună seara, foarte frig, vânt foarte, foarte puternic, dar din fericire foarte mulți membri ai Blogosferei Vrancea și foarte mulți tineri în Piața Unirii. Sperăm că astfel de acțiuni se vor mai repeta mulți ani de acum înainte, pentru că tinerii în special au dovedit că pot fi și responsabili în acțiunile pe care le fac. Mulțumim, ne-a vorbit mai devreme și Vali Crintea, acum Gabi Micu, încercăm să continuăm turul de orizont. Ne-am întâlnit și cu Vali Tănase, da? Am zis bine? Valentina, da, prescurtat. E frig afară și ne prescurtăm și noi cuvintele. O atletă a Vrancei. Trebuie să fac această precizare. Cum e în seara asta? Ar fi fost mult mai frumos dacă ar fi fost vremea mai bună. Atmosfera e plăcută, au venit mai mulți oameni decât ne-am fi așteptat, în ciuda vremii, dar sperăm să oprească totul. Câți colegi din Consiliul Elevilor sunt aici? Destui. Nu suntem doar cei cu funcții, au venit și de la școală. Și colegi. Cei fără funcții. Da. Bine. La care nu ne-am fi așteptat. Succes! Mulțumim. Suntem alături de Alina Popa, o tânără focșaneancă, aflată în Piața Unirii în acest moment. Alina, cum ești în seara asta? Este cam rece, dar suntem toți în asentimentul sărbătorii de astăzi. De aici, cum vă numiți și ce speranțe aveți la această zi? Iată, lumea fuge, nu știu dacă de frig sau de condițiile de filmare.